Salut! Avem din nou o îmbunătățire la atelier, consider eu. Adică am reușit să pun afișare digital și pe această frezuță. Și hai să vedem ce face. Și dăm drumul la buton. Când generalul este pornit, se poate porni și afișajul digital. Când se oprește generalul, am tras o priză, adică un prieten a tras o priză după întrerupătorul general, așa se vor rămâne aprins. Se poate lăsa și tot timpul aprins afișajul digital. Bun. Ca și celălalt 0-0, aici o să trebuiască să refac mânerul ăsta, că s-a rupt, dar axa X, axa Z și axa Y. Bun. Teoretic funcționează foarte bine. Este puțin diferit față de cel de pe freza mare, dar în principiu e cam la fel. Sau, mă rog, funcțiile sunt la fel. Hai să vedem și cum am reușit să prind axele pe freză. Cea mai simplă axă este pe X, deoarece masa este rectificată, planată sau rabotată sau cum vreți să-i spuneți. Și se prinde cititorul optic, acesta fiind cu cititoare optice, adică de calitate mai slabă, cum ar veni, dar eu sunt mulțumit de ele. Așa vine prins direct, se pune un comparator fără această protecție, când e doar pe el, se plimbă un comparator pe toată cursa frezei să se centreze, să fie cât mai în linie cu mașina. Spun un comparator până indică 0 peste tot, sau mă rog, câteva sutimi. Bun. După care se prinde cititorul. El original vine și cu echiere din acestea de aluminiu, dar fiți pregătiți să mai și confecționați altele, că de cele mai multe ori nu se potrivesc. Aici, să zicem, s-a potrivit. Am pus acest șurub doar pe post de tampon, adică când se vine Y-ul până în spate, dacă reușiți să vedeți, șurubul este o idee mai în afară decât tot ansamblul, pentru a nu tampona ansamblul în ghidaje. Atunci tamponează șurubul înainte de să ajungă tot ansamblu la ghidaj. Bun. Pe cealaltă axă, pe Y, aici am confecționat în prima parte un echer dintr-un vinclu simplu de 35 sau 40 aproximativ la ochi. Am găurit în sus două șuruburi, am găurit în lateral și am filetat pentru două șuruburi, am pus echerul și am pus la fel cititorul optic în partea de jos. Bun. Aici e puțin mai nasol, pentru că suprafața de care este prins nu este nici prelucrată, nici rectificată. E doar suprafața dată cu kit și, după cum știți, sau cum vă imaginați, nu este nici în paralel cu axa mașinii, nici vertical, nu este în plan cu axa mașinii. Și atunci trebuie plimbat comparatorul în ambele sensuri. Deci odată văzut să fugă așa și odată văzut să fugă așa. Deci asta ți-a dereglat câteva ore bune. Și aici se vede, dacă reușiți să observați, am băgat undeva la 3 mm jumate. Tabla asta de aluminiu are 3 mm și aici are
0-5 tabla cealaltă pentru a-l pune în câteva sutimi să fie. Pe înălțime e destul de simplu. Se mișcă, se pune comparator, se dă înainte înapoi până și se reglează, deoarece ele au găuri alungite și se pot regla. Bun. Pe verticală, pe Z, din nou avem aceeași problemă. Nu putem ști dacă este în linie și din nou trebuie plimbat comparatorul cum se poate, văzut dacă e în regulă. Din păcate eu n-am reușit să pun comparatorul pe verticală, că am montat deja această protecție și atunci l-am lăsat oarecum la ghici. Dar am plimbat masa sus-jos și am văzut că distanța să rămână relativ la fel între cititor și riglă. Bun, aici am confecționat o tablă, o tablă de 5 mm, cu două găuri alungite, cu găurile astea ce se prind pe cititor și cu patru șuruburi de reglaj. Adică tu când strângi, e distanță între tablă, dacă reușiți să observați, puțină distanță. Și practic tu strângi din aceste două șuruburi ca să reglezi tabla așa. Și el, bineînțeles, are joc din găuri alungite să se regleze pe orizontal. Bun. Și aici am pus, după ce a fost prins, am pus doar aceste cleme să țină cablurile să nu se aghețe de nimica. Bun, cam așa arată afișajul. Cam toate aceste afișaje cam știu același lucru să facă. La unele puțin diferite, dar sunt cam la fel. Deci aveți axele, aveți 0, aveți... puteți folosi și... absolut și incremental. Puteți salva scule. Așa, puteți găuri în coordonate, să faceți găuri. Puteți freza teoretic raze, puteți găuri în linie. Puteți face multe, multe chestii pe el. Puteți folosi funcția de jumate, care iară e foarte, foarte bună. Dacă vreți să dați o gaură într-o piesă și nu are un diametru. Vreți să dați gaură într-un ax și are diametru de 54,72. Nici nu trebuie să-l măsurați, practic. Luați două margini. Și atunci el, dacă indică aici, nu știu, atâția milimetri, pui axa asta și practic îți împarte la 2 și atunci ajungi pe mijlocul piesei. Deci asta e funcția pe care o folosesc eu cel mai mult. De obicei nici nu măsor piesele care trebuie să le găuresc pe centru sau să le frezez pe centru sau trebuie să fac ceva pe centru. Practic iei două margini. Marginile opuse, bineînțeles, și împarți la jumate, indiferent de rezultatul pe care ți-l dă afișajul. Și mult mai precis așa, pentru că când iei margine ai o eroare, dacă ai repetabilitate în acea eroare, poți să găurești chiar foarte bine pe centru. Bun. Aici mi s-a rupt un buton. Când am scos să văd ce e acolo înăuntru, am scos un cablu de acolo, s-a rupt un buton din ăsta care se compune din bucăți, o să mă duc să caut alt buton să îl înlocuiesc. Ca norocul nu prea folosesc doar la filetat opțiunea asta de învârtit contra
ceasului, deci control clockwise. Bun. Cam atât cu frezuța aceasta. Super. Sunt destul de fericit. Nu-i chiar ieftin afișajul, dar nici nu pot să spui că este scump, că știu că o să mă întrebați. Deși am mai discutat când am montat pe freza cea mare prețul la unui afișaj din acesta, eu am dat undeva la 1600 de lei. Cu tot cu transport și cu tot cu taxe vamale și cu ce mai trebuie să dai la DHL, 100 și ceva de lei pentru vămuire. Este din China, comandat direct, trimis direct din China către mine și atunci a fost nevoit să se vămâiască și să plătesc taxe vamale și TVA. Bun. Nu pot să zici că e ieftin, dar nici foarte scump, deoarece îți ușurează munca enorm de mult. Și eu zic că merită. Deci pe total este investiție destul de bună. Mai am de achiziționat încă câteva și pentru un strung și pentru la prima operațiune, cred că e pentru un strung. Una dintre strunguri, nu știu care, probabil pe SN400, că pe aceasta lucrez eu cel mai mult. Și o să mai iau un afișaj mai micuț, în modelul acesta, care arată ca un șubler, să-l montez direct pe pinol. Deci o să fac aici o adaptare și cumva pe aici pun undeva punte să nu mă încurce. Atunci când găuresc cu pinola sau frezez o adâncime anume, să știu cât mă duc în jos. Bun. Cam atât cu acest afișaj. Dacă hai să facem și o verificare așa cât de cât, să punem aici la 0. Cam așa este la 0. Punem pe Y. Punem 0 la Y. Și îi dăm o turație completă. Ceea ce ar însemna 4 mm. Și aici ne dă 3,85, adică o sutime jumate mai puțin. Hai să încercăm să mai dăm o rotație. Se menține o sutime. Mai dăm o rotație. Da, tot o sutime. Deci nu știm de unde apare eroarea, poate a apărut din start. Dar de ce e bun afișajul digital? Deoarece dacă trebuie să vină acum înapoi un milimetru, opa, avem jocul ăsta în șurub, atunci trebuie să dăm da, așa și să venim până la 3 milimetri care undeva pe aici. Bun, dar având afișajul, nici nu mai mă uit la acestea, practic lucrez doar după afișaj. Are rezoluția de 5 microni, dar probabil că nu e așa precis în 5 microni, dar eu zic că în câteva sutimi e ok. Deci și pe freza mare am la fel și până acum n-am avut probleme de precizie. Bun, ne auzim, salut!